competiția contează în campionatul european coeficient 2, după fosii și prietenii, campionatele naționale ale României și Bulgariei. Primul echipaj, echipajul cu numărul 1. Odilo Ferian, Siano Standari, din Ungaria, pe o mașină Renault 5 Turbo, de 1400 de centimetri cubi, care înmulțim cu coeficient 1,4, pentru că are un turbocompresor. Deci alimentarea se face forțat prin turbo, ajunge la o cilindrie convențională de aproape 2 litri. Consumă în jur de 35-40 de litri de benzină la 100 de kilometri. Cu numărul 2 de concurs, echipajul bulgar Ilia Ciubicov, Nicolae Cărășov. Concluzie, să-mi notez asta. E un motor de Dacia 1410 Sport. E normal. Competiții bărbătești în care oameni și mașini se confruntă cu deplecare. Mulțumesc pentru invitație, Neavghile. N-aveam un control decât să te informeze alții. A, de hotărât să faci mărturisiri complete. Ai răbdare, mă, căutai un erou. Am înțeles, l-ai găsit dumneata. Pe unde o luăm? Pe traseu și le ieșim înainte la malul. Poți rămâne oriunde pe traseu. Merg cu voi. Punctele de întâlnire trebuie să fie la locurile cele mai grele. Aș vrea să aflu și câteva detalii despre noul echipaj. Roadele de clasament măsoară 361 de kilometri, din care 215 macadam și 140 de kilometri. De concurs, echipajul întreprinderii de autoturism Dacia Pitești pe un nou tip de mașină Sport Dacia 1410. Echipajul este compus din inginerul Ion Abrigățeanu, cunoscut și favoritul pilot al întreprinderii de autoturism Dacia. Dacă avem neutralizare două ore, cu asemenea gen de traversare nu se știe niciodată. Știu, merităm să fim certați, dar n-am făcut-o anume. N-aveam ce face. Meritați o amendă. Și asta ar fi prea puțin. Ar trebui să vă dau și jos de pe bac. Nu se poate să ne faceți una ca asta. Pentru noi fiecare secundă contează. Dați-mi voie să vă prezint pe unul dintre cei mai buni mecanici ai uzinii Dacia.
și totodată un excelent pilot. Cu echipiera mea care vrea neapărat să iasă învingătoare. Așa că iertați-ne, tovarăși capitan. Dar dacă era unul mai rău? Dumneavoastră sunteți bun și o să ne iertă. Cu cursa cum stați? Bine și așa. Succes. Sănătate. Curajoasă, vadă. Mi-a spus înainte de plecare că e prima oară în viața ei când nu vrea să piardă. Dumneata pricep ceva? Oarecum. Știi, aș vrea să-i fac un reportaj portret. De fapt, cine e? Ea e Tasica. Am luat! Am luat, am intrat! Bravo, băi! Bravo! Tasica. Este prima oară când lipsesc atât de mult de acasă. Nu cred că am să pot veni decât în vacanță. Mersi. Tu ce ai de gând să faci? Eu? Mie mi-e egal. Eu pot să fac orice. Orice? Orice. Nu cred că tu poți face orice. Când o să-ți iei diploma, să-ți aduci aminte că ți se trage de aici, în curtea asta. Și că mi-am stricat toate mașinuțele ca să vezi cum funcționează. Numai tu le puteai face la loc. Crezi? Tasica, aș vrea să spun că... Unde ai fost până la ora asta? Pe aici. Nu știu ce-o fi cu taică tu de n-a apărut încă. Poate are ceva la mașină. Trebuia să mă anunțe. De la Iași? De la Iași? De oriunde. Hai, dă-mi farfeca, Tasico. Of, mamă, ți-am mai spus, Teia. Bine, bine, Tasico. Hai, hai, dă-mi farfeca. Poftim. Tot trebuia să-mi trimită vorbă. S-o fi oprit pe undeva. Tocmai de asta mă tem. Dacă s-o fi oprit la o bere, ia dă-te o fugă și vezi. La ora asta? Ce oră? Unde ai umblat până acum? Ți-am mai spus, mamă. Ce mi-ai spus? Ce mi-ai spus? Și tu și taică tu-mi scoateți pere albi. Dumnezeu știe pe unde umbli și ce faci toată ziua. Bine, dar sunt în vacanță. Ce vacanță? Auzi, vacanță! Toate fetele sunt în vacanță. Fetele și-au făcut un rost. Și-au luat examenul. Se distrează. Numai eu sunt de vină. Trebuia să fii muncit de copil ca mine. Și mă rog, ce ai vrea să fac? Să lucrezi, să vii cu mine. S-o găsi ceva de lucru și pentru tine acolo. Nu-mi place. Păi sigur, îți place să umbli brambura. Crezi că o să te mai ia cineva? Mai am timp. S-o găsi vreunul și pentru mine. Da? Cine-i prost să-și ia nevastă fără căpătâi? Mama. Nu tu școală, nu tu slujbă. Dar mama... Las că vorbesc eu cu taică tu. Tasica. Și cu Tasica ce facem? O să muncească. Nu vrea. Cum nu vrea?
Dar ce așa merge? Să muncească. Se poate și mecanic, nu numai inginer. Și pe urmă, dacă o duce mintea, n-are decât să înveți. De ce să o faci mecanic? Nu-i meserie pentru o fată. Aș lua-o la mine la servici. Dar nu cred că i-ar place nici acolo. Ți-a spus ea? Întreabă. O să întreb. Trimite-o încoace. Casica, te cheamă taică tu. Dă și cheile alea. Vă rog să mă ajutați, mi s-a stricat sistemul de frânare. Da, acum numai să-mi strâng sculele astea și... Am vorbit cu directorul. Și el zice că pentru o fată e mai bine să vină să lucreze acolo, cu mine. E pricepută la mecanică și o să lucreze la garaj. Mai târziu o vedeam. La garaj? Niciodată. Numai ulei și benzină. M-am săturat. În casa asta toate mirosa ulei și a benzină. Asta mai lipsea. Ca și fata mea să vină acasă cu mâinile negre și zdrelite. Să-ți intre bine în cap. Asta nu o să se întâmple niciodată. Poți să faci orice! Ești o femeie fascinantă. Ești foarte frumoasă, Tea. Nu ne-am văzut aproape 4 ani. Și parcă acum ne întâlnim pentru prima oară. Te țin minte că avem copil teribil și te regăsesc o femeie fascinantă. Mă mai ții minte? Imagini trec, se duc și vin, ca într-un carusel ciudat, amețitor. Vă rog, plecați voi amintiri, lăsați-mi aripi, lăsați-mi aripi, lăsați-mi aripi. Te-am iubit. Tot timpul mi-am reproșat că nu te-am luat cu mine atunci. Acum nu te mai las. Trebuie să fim împreună. Tot așa? Am să-ți explic, vei înțelege. Trebuie să mergem undeva împreună. La mare sau oriunde vrei tu.
De fapt, unde mergi? Într-un raliu. Va ține mult? Știu eu. Poate o viață. Te însoțesc, vrei? Ce zici? Bineînțeles, nici nu concep altfel. Buletinul meteo anunță ploaie. Trebuie să schimbăm cauciucurile. El e Sergiu. Da, îmi pare bine, Apri Gățeanu. Chema asistența tehnică. Aici, Dacia 13, vă rog, răspundeți! Răspundeți! Chem asistența tehnică Dacia Pitești, recepție! Aici, asistența tehnică... Aici, Dacia 13, asistența tehnică? Da, Dacia 13. Avem nevoie de niște cauciucuri pentru ploaie, recepție! Mai dă volum, nu-i pierde. Distanța nu-i prea mare, sunt pe malul celălalt. Te aud, Dacia 13, da, sunt recepție. Tasica, te-am recepționat. S-a întâmplat ceva? E Laura. Da? Laura, ce bine îmi pare că ești aici. Traversăm Dunărea, tu unde ești? Am venit special pentru voi. Ce bine îmi pare. Miți că am alergat și eu? Cum am putut să vă însoțesc pe traseu. Vii cu noi? Da, da. Cum te simți? Cu sufletul la gură. Mă bucur că ești aici. Când ești în preajma mea, mă simt în siguranță. Recepție? E în regulă, ne vedem la controlul orar. Abia aștept să te văd. Da, vezi că buletinul meteo anunță ploaie. La noi a început să picure. Succes! Terminat! Ok. 4, 3, 2, 1, start! În plasă echipajul italian. Mi-era teamă să nu zgârie. Crezi că suntem la raliu frumuseții? Nici chiar, dar nici să ieși la premieră cu mașina cerută. Nu scade deloc ambiția. Ți-am spus că vreau să câștig? O să câștigăm. Thank you.
merge? Etero, Bejți. Fermă. Bună ziua. Cât avem neutralizare? Până dimineața, la 7 se dă plecarea. Aveți probleme? Janta stângă față am înlocuit-o. Accident? Nu. Ceață, morman de pietre. Asta e cheia mea? Poftim. Pe un. O rată de rezervă la Dacia 13. Verificăm cauciucurile, facem plinul. Mâine dimineața la 5, scularea. Damește. Am dictat târziu virajul. Are dreptate să fie supărat pe mine. Ține. Eva mi-a racordat-o pe Ari una mi sera e stata la lei e se unita de demandat-o. Chi trovi più graziosa? This race a difficult one? Yes, one of the most in Europe. Могли бы влюбиться в женщину, участвовавшегося в этой конкурсе? Мне даже кажется интересно. Which of the other pilots did you consider more? The Romanian one. Da tutto ciò puoi capire che Ari è innamorato di me. Io trovo la cosa molto divertente. Ma al momento di uscire le dice, insomma, non c'è niente a nessuno. Andate voi, faccio fotografia e ci stanno andando a fare a casa. Laslo. În rest nimic. Totul a decurs normal. S-a calculat corect timpii de intrare în controlul orar? Nicio penalizare. Nu știu ce au făcut ceilalți. Deocamdată n-aveți de ce să vă faceți probleme. Greul de-abia de acum începe. Meștere, nu crezi că a trebuit verificată direcția? Dar bineînțeles că verificăm și direcția. Să vă povestesc cum a fost pe bac. Ia zi. M-am simțit ca la zidul morții. Am văzut. Vă rog să continuăm. Iată-ne în fața unei concurente de excepție. Nu glumesc. Poate sau mai ales pentru că faceți parte din echipajul condus de cel mai bun pilot al întreprinderii de autoturisme Dacia din Pitești. Deci, sunteți oarecum datoare față de iubitorii sportului automobilistic să ne dezvăluiți câte ceva din pasiunea dumneavoastră pentru motoare. Așadar, cine sunteți dumneavoastră, Tasica Pribeag, copilotul înscris pe mașina de concurs cu numărul 13? Muncitoare la întreprinderea de autoturisme Dacia Pitești. Controlor tehnic la banda de montaj. Mecanic și pilot de încercare. Deci, vă plac motoarele și, dacă înțeleg bine, mașinile. De când această pasiune? De când era copil, adică dintotdeauna. Abia de când a venit la noi a învățat ce e o mașină. Într-un fel. Să nu uităm că atunci când am surprins-o în atelierul de prototipuri, se descurca foarte bine. A lucrat cot la cot cu noi. Și știa foarte mult. Așadar, ce sentimente ați avut în calitate de constructor total al unui automobil? Constructor total, cam mult. La început refuza orice loc de muncă. Zicea că ea nu vrea să stea nici la montat geamuri, nici la înșurubat broaște, că nu mai are nimic de învățat, ci că vrea să devină pilot de încercare și basta. Că dacă ne convine bine, dacă nu... Și tot pilot de încercare a ajuns așa cum a vrut ea. Ei da, dar nu oricum, având o pregătire corespunzătoare. Mulțumesc, mulțumesc mult. Pentru nimic, cu multă plăcere. Bună seara, permiteți? Dansește. Când am dansat prima oară, se gândea tot melodia asta. Ore în șir am dansat împreună. În dimineața aceea te-am căutat. Eram tare îndrăgostită. De ce nu mi-ai spus atunci? Domnul Sergiu Ionescu. Sergiu Ionescu? A lăsat vorbă că se întoarce în seara asta. Mulțumesc.
Tasica? Da? Tasica, te rog să aranjezi o masă pentru două persoane în apartamentul 321. 415? 321, ce ești îndrăgostită? Mama? Ce, Tasico? Mai ești speriat. Te rog, deschidem și mie ușa asta. De ce? În seara asta voi face fericiți doi oameni. Tu? Pe cine? Nu știu. Nu-i cunosc. Dar precis sunt doi îndrăgostiți. Hai! Așa. Hai! Într-un vis al meu mă sărutai. E o provocare? N-aș vrea să rămână doar un vis. Peste trei zile plec la Dorohoi. Am acolo casă frumoasă cu grădină. Stai singur? Ce-ți face de mâncare? O femeie spală, gătește. Mă rog, vede de casa. Păcat că nu poți veni cu mine. Dacă vrei tu, cine oare mă poate opri? Și acasă? Ce să le spui lor tăi? Nu știu. Găsesc eu să le spun ceva. Tasica! Tasica! Ce-i cu tine? Nu te-am mai văzut de mult. Am venit pe la ei mei. Te-am căutat. Credeam că... Că? Nu. Am avut mult de învățat. A, și eu sunt foarte ocupată. Nu pot să mai rămân la restaurant. Nu-mi place. Trebuie să-mi fac și un rost în viață. Da. Normal. Credeam însă că ți-mi mai place mecanica. Acum am altă perspectivă. Dar tu de ce nu m-ai căutat la restaurant? Am trecut de câteva ori, până la ușă. Și? Erai ocupată. Da. M-am mărit. În sfârșit, asta n-are nicio importanță, am avut multe probleme. Poți să rog ceva? Uite,
Te rog, dă-te asta părinților. Le-am scris că mă căsătoresc și că plec din oraș și... În sfârșit o să înțeleagă ei. E mult mai bine așa. Da? Da. Mulțumesc. Ai fost vreodată la mare? Nu. N-am fost niciodată la mare. Price? Cred că o voi iubi enorm acum. Ai să fii lângă mine. Dar niciun fel de grabă, avem toată viața înainte. Nu spuneai tu că o să mergem și o să... Am noutăți pentru tine, Tea. Am hotărât să... E drept, tu hotărăști. Dar cum tu ești capul familiei. Sunt de acord cu tot ce hotărăști tu. Dorința ta e și a mea. Vezi tu... A fost o vacanță minunată și ăsta e lucrul cel mai important. Restul nu mai contează nimic. Asta voiam să spun. E în regulă. Poate n-ai înțeles bine. Trebuie să plec repede acasă. Am vorbit la telefon cu întreprindere. Trebuie să plec urgent. Asta e situația. Termină-ți cafeaua. Mă duc să cobor bagajele, da? Ce faci? Unde mergi? Poftim. Unde te duc? Vrei să te duc acasă? Nu. De ce? Doar ai fost într-o excursie, nu? N-am lipsit niciodată de acasă. Îmi pare foarte rău că trebuie să ne despărțim. Ai fost o fată foarte, foarte drăguță. Am să scriu. Trebuie să te mai văd. Da. Cred că da. Am să te aștept toată viața. Te duc la gară. De acolo poți lua trenul. Trebuie să plec. Am treburi. Și apoi nu sunt nici eu de capul meu. Aș merge la Tulcea. Am niște rude acolo. Ce să caut eu la Tulcea? Și apoi ar trebui să înțelegi odată. Mi-am pierdut destul timp cu... Oprește! Oprește! Aici? Oprește, te rog.
Stai de tren. Și pentru că ai fost drăguță. Mulțumesc pentru că ai fost drăguț și că ai dansat cu mine. Vă rog să mă scuzați, sunt cam obosit. Bună seara. E formidabil. Nu se poate. Bună dimineața! Dimineața! Da. Ești obosită? Nu, de ce? Credeam că... am dormit ca un prunc. Uneori e bine să te întorci în trecut. Vezi mai bine anumite greșeli. Există însă un risc. Te chinuie regretul că ai cheltuit un timp inutil. Să nu uiți proba specială, acolo se câștigă locuri bune. Ochii mari și precizie de metronom. De tine depinde aproape totul. Grea răspundere, Neargher. Pentru asta te-am pregătit. Apoi iată, intră pe proba groază. Ai revăzut radarul? Îl știu pe din afară. E regulă. Și cum stăm? Bine. Asta depinde de ce au făcut ceilalți concurenți. Și asta n-am două să știu. Mai bine să-i întrebăm de băieți. Încearcă. Aici Dacia 13. Aici Dacia 13. Chem asistența tehnică Dacia Pitești. Recepție. Ce s-a întâmplat Dacia 13? Ce ai pățit? Recepție. Dă-mi-l mie. Suntem la kilometru 10. Pregătiți crampoanele. În rest totul e în regulă. Recepție. Am înțeles. Vă așteptăm. Recepție. Neargir, Dani pe acolo? Recepție. De ce? Ți s-a făcut dor de el? Spune-i să pregătească crampoanele. Bine, bine, fetițo. Lasă, nu te mai bălbâi. Știu eu ce să-i spun. Tu cum te descurci? Ca de obicei. Nu ziceai dumneata că sunt făcută pentru mașină? Neargir, poți să te rog ceva? Si. Recepție. Sunt neliniștită cu timpii ăștia de la probele speciale. Mai ales ai celorlalți concurenți. Ce s-a întâmplat de aceea 13? Ce ai pățit? Tovarăș inginer. Ce s-a întâmplat? Vasul de expansiune. S-a defectat supapa. Și alt vas n-am. Stai. Poate găsesc eu ceva. De toate am luat, numai la asta nu mai așteptăm. Am luat-o pentru premiere. Pune-o în loc de vas de expansiune. Ce idee bună. Aveți nevoie de ceva? Nu, s-a rezolvat. E regulă. Păcat de ea. Thank you.
Ai avut o idee grozavă. Grație. Știi cum stau cu probele speciale? Bine, chiar foarte bine. Dacă trageți aici, totul e reală.
pățit ceva? Nu, n-am murit încă. Oprește Hebru. Tu ai pățit ceva? Nu, nimic. Trebuie să ieșim afară. Ia, încearcă. Stă bine mașina? Da, stă bine. Stă bine mașina. Hai, ieși. Poți ieși? Da. Stai, lasă. Doare mâna. Cred că mi-am fracturat-o. Hai, dă-i drum. Stai la... Scoate-mi casca. Scoate-mi casca. Desfă-mă de aici. Vezi dacă ai prins pe băieți. Hai repede. Unde-o fi trusa medicală? Ce facem? Ce? Asta ne mai lipsa. Dacă i-am fi putut prinde. Și dacă îi prindeam, oricum am pierdut. Crezi că asta rezolvă ceva? Oricum am pierdut. Ar fi fost prea bine să fie adevărat. De ce? De ce să am și o bucurie? Por ghinion și mie și altul. Crezi că nu s-ar fi putut întâmpla oricui? Ce-i cu asta? Am pierdut. De data asta am pierdut. Totdeauna există un risc. Vrei glorie, te înțeleg? Crezi că toate ți-e așa cum ți-ai propus? E o competiție. Totul în viață e o competiție. Fiecare vrea să fie primul, să câștige. Află de la bătrân tot pilot că toți cei care trec linia de sosire sunt câștigători. Asta înseamnă să învingi. Să treci linia de sosire. Și o să o trecem și noi. Ce-a făcut ceilalți? Trebuia să ajungă. Ureau greșit, nu m-au vrut să aducă ceva. Mergem la neutralizare. Poate fără acolo. Pe fișa din stop, pe PC10, mașina cu numărul 13 nu apare, deși a luat startul. Verificați. Nu apare mașina cu numărul 13. Haideți. Dă-mi, te rog, pe PC10. Pe PC10. O clipă. Așteaptă. Pe PC10, confirmă, te rog, ce e cu Dacia 13. Controlează fișele. Da, aștept. Nici o veste de la Dacia 13? Încă nu. Dar ce credeți că s-ar fi putut întâmpla? Poate că au greșit drumul și au ieșit de pe traseu. Da, bine, mulțumesc. Alo, spune mai tare. Și nu putem să facem nimic? Nimic. Și habar n-au unde suntem. Nu cred că Laura ne poate lăsa așa. Chiar de mult vreau să te întreb, de unde o cunoști pe Laura? Se pare că sunteți prietene. Și? E cam inexplicabil, sunteți deosebite. Ea e calmă, echilibrată, știe întotdeauna ce vrea. Și eu cum sunt? Știu și eu ce să spun, tu ești imprevizibilă. Așa e și Laura, de-aia ne-am împrietenit. Semănăm foarte mult. Ca să cunoști un om, trebuie să te preocupe omul și nu ideea de om. Așa spune ea, Laura. Și meritul ei este că m-a așteptat pe mine într-o împrejurare foarte grea. Mă dusesem la Tulcea, la niște rude de ale părinților mei. Mi-era frică de lume, mi-era rușine, eram dezorientată. M-am angajat la autoservire. Auzi, după ce strângi vin, o să mă ajut, Tasica. Ai văzut ce scandal mi-a făcut Aglan? Ce mare lucru, o sticlă cu bere. Dacă omul a vrut să mă trateze, puteam să-l refuz? Dar mai lasă focului supărarea că ești tânără și frumoasă. Trăiește-ți viața! Thank you.
Da. Da? Ce faci? Dormi? Nu, stau la soare, îmi place. Vreau să-ți arăt ceva. Opel Ascona 400. Și asta, nu-i Toyota? Ba da. Berlina, 45 locuri. Cu cât merge? Nu știam că îți plac mașinile. Ah, dacă aș putea să o conduc. Poate am să-ți fac o surpriză. În sfârșit. Hai, dragă, odată. Bună ziua. Ce faci? Auzi, nu poți să-mi împrumuți și mie ceva bani? Iar? De ce nu muncești, mă? O să mă încadrez eu undeva, dar până atunci trebuie să-mi iau carnetul înapoi, nu? Da. Ce vrei să fac? Eu pe camion nu mă mai urc, ți-am spus. N-au știut să se poartă cu mine, gata. Trebuiau să te felicite că ai condus beat. Ce-am băut? Câteva sticle de bere. Ai băutura? M-a turnat ospătarul ăla, nenorocitul ăla. Uite, vezi, asta nu-mi place mie la tine. Dai vina pe ceilalți pentru tot felul de belele pe care ți le faci tu singur. Și cu asta te mulțumești. Îți găsești o justificare. Acasă aveam niște prieteni cu care nu mă plictiseam niciodată. Totdeauna inventau câte ceva. Chestie de vocație, cum spunea unul dintre ei. Și în cazul meu, tot o chestie de vocație era. Nu e vorba de asta. În fond, faci ce vrei. Află însă că de azi înainte nu-ți mai dau un ban. Mersi. Iar te-ai înfuriat. Uite, fac pariu că o să-ți treacă dacă vii cu mine acum. Gândesc că pot face și eu ceva cu care să-ți trezesc curiozitatea și admirația. Nu crezi? Ceva care îți place ție foarte mult. Hai. Știi că ai talent? Nu credeam că știi să conduci așa de bine. Dacă spui că ai condus și camioane, arătai că tu cu ce să mândri. Te pricepi. Și încă nu știi nimic. Cum adică nu știi nimic? Am condus și altfel de mașini. Tractoare, basculante, furgonete. De ce mergi așa încet? Vreau să-ți arăt ceva.
Vezi mașina aia cu prelată grindunci? Are numărul scris cu albuite, 1 Tulcea 5831. Parcă e o Dacia, nu? Exact, o Dacia. Știi ce număr are mașina asta cu care mergem? Nu. 1 Tulcea 5831. Cum așa? Uite așa. Un tip a vrut să se amuze. Un marinar care stă aici a plecat în cursă pentru câteva luni. Ce a zis tipul? De ce să ruginească mașina pe loc? Mai bine își face treaba cu ea. Și la întoarcere îi face o surpriză. Și acolo? Ce? Unde? Suprelată. Ce să fie? O altă mașină. A, un taxi. Aceeași marcă. Prelată o acoperă, nimeni nu știe nimic. Miliția caută deocamdată un taxi. Pe asta n-a reclamat-o încă nimeni. Cum adică? Nu se poate, glumești. Glumesc? Da, de fapt e o glumă. Tipul m-a asigurat că marinarul e un băiat de treabă. Nu-i nicio problemă. Totul e în regulă. Și individul ăsta ți-e prieten? Da. Oarecum. El s-a oferit să-mi dea mașina pentru tine ca să te învăț să conduci. Adică el nu știa asta, i-am spus doar că vreau să te plimb. Și conduci fără carnet? De ce nu dacă știu să conduc? Doar nu merg nicăieri. Doar pe aici merg cu tine. Dar tu să știi că ai un mare talent la volan. Vorbesc serios. Sunt mai bune. M-a făcut tot o cană. Credeți că nu e bine pregătită? Ba nu, e foarte bine pregătită. Mulțumesc. Bună ziua. Aș vrea să vorbesc cu Tasica Pribeag. Lucrează aici, nu? Te rog, ține puțin locul. Vin imediat, da? Da. Tasica, te caută tatăl tău. Poftiți, e aici. A trebuit să-mi scrie sora mea că ești aici. Eu am plecat. Am băgat de seamă. De ce? Tată, te rog, peste un sfert de oră ies din tură. Am să-ți explic. Mă aștepți, da? Am să-ți explic atunci. Te rog. Te ajung din urmă. Te rog. Wow! Dar ce ai? Lasă-mă! Cine e dumnealui? Prietenul meu, tata. Nu înțeleg. Și căsătoria? Doar tu ne-ai scris că... Știi... Eu aș vrea să vă spun că... Eu am intenții serioase. Vreau să ne căsătorim. Voiam să... Să vă facem o surpriză. Ce face mama? Trebuie să stăm de vorbă. Hai la sorme. Ce face cumnata? Bine. Dar tu? Eu. Nu-i auzi? Îmi cresc nepoți. Când vă căsătoriți? Vrem să ne strângem niște bani. Unde lucrezi? E șofer, ca și tine. Păi, la ora asta? Mașina e la reparat. În câteva zile se rezolvă. O mai odihnesc și eu. Între timp. Mai lucrez la atelier. Voiam să-ți fac un cadou. I l-am cumpărat ca dar de nuntă. Poți să ne cumpărăm și mobilă, nu? Poți să strângem bani. În 2-3 ani... Poate ne luăm și mașină, doar suntem tineri. Avem tot timpul. Sănătoși să fim, că de restul nostru duce în lipsă. Bine. Trebuie să vorbesc cu maică ta. O să vă ajutăm. Facem nuntă la noi acasă. E, hai să ciocnim și noi un pahar cu tata.
Ia și tu. Ai fost să ți iei rochia pe care ți-am comandat-o? Eu trebuie să plec. Am de transportat niște batracieni, știți voi. Marfă perisabilă. După ce vorbesc cu mama, vin să stabilim nunta. La revedere, tătico. Ce zici? M-am descurcat bine, a? Și că nuntă la voi. Ți-a plăcut? Închipuiește-ți că m-a crezut. Nu ți-e rușine. Cum ți-ai permis? Cu așa ceva nu se glumește. Păi eu am vrut să te salvez. Minți. N-ai văzut ce furios era? Minți. Și asta nu-mi place. Cred că tot timpul minți. Ce faci? Ce-i cu mașina? Te-am văzut mereu cu ea. Va să zic că mă urmărești. Mașina nu este a ta. Cred că povestea cu marinarul și cu mașina schimbată pe un taxi este adevărată. Ascultă, fetița. Vezi de farfuriile tale și lasă-mă în pace. Nu-i treaba ta. Și nici a mea. Omul mi-a dat mașina când aveam nevoie, puțin îmi pasă de unde o avea. Să știi că nu te las. Până n-o duci unde trebuie. Mașina este furată, trebuie să o duci. Acum să o duci. Înțelegi? Știi ce? Mă plictisești. Sergentul Major Panduro, actele dumneavoastră. Cam asta ar fi tot. În curând biroul e liber. Când plecați? Peste săptămână. Mi-e dor de copii. Aici m-am simțit foarte bine, dar știți, ca în detașare. Știți, n-am actele la mine. Eu, de fapt, am venit să vă aduc mașina. De ce nu ați oprit la semnal? N-am, de fapt... Bine, poftiți. Lăsați de problema asta. Eu doar am venit să vă aduc mașina. Am înțeles. La revedere. Vă rog să mă urmați. Poftiți, vă rog. Bună ziua. Vă rog să mă urmați. N-aveți acte, poftiți, vă rog, înăuntru. Vă rog să mergeți cu mine. Haideți. Nimica. Las-o. Să trăiți. Oprește motorul. Ce-a făcut? Tovarășe Maior, raportez. A circulat neregulamentar. La intersecția cu Strada Libertății a trecut pe culoarea roșie a semaforului. Nu a oprit la semnal și n-a prezentat actele. Ce era să fac?
Am trecut pe stop pentru că voiam să ajung mai repede. Nu-l cunoașteți pe Puștiu, m-am mințit. I-am spus să schimbe mașinile. Acum am adus-o la dumneavoastră să le schimbați dumneavoastră. Bine, mă ocup eu. Cum te cheamă? Tea, cu TH. Ăsta e numele tău? Da, Tasica Pribeag. Dar pe dumneavoastră? Laura Oprișan. Bănuiesc că n-ai permis de conducere. Câți ani ai? 19. Iar permis de conducere pot să-mi iau oricând. Știu să conduc și am mers cu mașina și îmi place. Ce mașini trebuiau schimbate? Asta cu un taxi. Dacă vine omul acasă și ridică prelata, găsește sub ea un taxi. Da. Taxiul furat acum o lună. Eu n-am furat-o. Eu nici nu știu cum arată. Eu doar m-am plimbat cu asta. Deci două mașini furate. Eu i-am spus-o până la loc. El însă le schimbă și... Eu i-am spus. Aveți dreptate, sunt două mașini furate. Și tu știai? Poți fi acuzată de complicitate la tăinuire de furt, ca să nu mai vorbim de celelalte. Conducerea autoturismului fără permis de conducere, încălcarea regulilor de circulație, evident, cu circumstanțe atenuante. Hai cu mine. Da, nu, am dosarul aici. Nu, cercetările au dovedit că fata e nevinovată. Ba chiar în... Bună ziua. Ba chiar într-un fel ne-a ajutat. Da, bine. Bine, mulțumesc. Mulțumesc. Ce-i cu tine? Ia loc. Nu v-ați plictisit de mine încă? După tot ce mi-ai povestit, cred că am ales locul cel mai potrivit. O să-ți fie bine. Ca și mie cu câțiva ani în urmă când lucram acolo. Nici nu știi ce înseamnă un colectiv tânăr, de oameni pasionați de munca lor. De altfel o să mergem împreună. Mi s-a terminat detașarea, mă întorc și eu acasă. Și dumneavoastră cu ce vă alegeți? Cu o coroniță de lauri? Ar fi bine dacă te-ai controla când vorbești. Asta în primul rând. Iar în altă ordine de idei, dacă nu-ți place să lucrezi într-o uzină de automobile, nu te pot obliga. O să găsim altceva. Ce înseamnă asta? Vă bateți joc de mine? Nu, vorbesc foarte serios. Hai, du-te acum. O să vezi în curând. Te anunț din vreme să te pregătești. Să te faci frumoasă. Bună ziua. Bună ziua. Bună ziua, tovarășe director. Dana a ajuns la dumneavoastră? Vă rog să-i transmiteți că merită o coroniță de lauri. Vă povestesc eu. Da. În 2-3 zile ajung și eu acasă. Și o aduc cu mine. Da. Bună ziua. Unde o fi? Știa că venim. Vin imediat. Dane! Bună ziua. Chiar tu ești? Nu vine să cred. Nu vine să cred. Ești așa foarte grozav. Și ce costum elegant ai. Pe mine cum mă găsești? M-am schimbat, nu? Ce ciudat că ne întâlnim tocmai aici după atâta timp. Uite, vezi, am venit cu prietena mea. Nu, Laura? Dar tu ce cauți aici?
Dan este subinginer aici, în uzină. El te-a ajutat să te angajezi. Să lăsăm amănuntele pentru mai târziu. Să dăm o raită prin uzină, nu? Îți mai plac motoarele. Hai! Schimbăm difuzoare la carburatoare sau le folosim pe cele normale? Le folosim pe cele mari. Atunci trebuie să montăm și cutia de viteze cu grup scurt. Nu, mă gândesc să rămânem la cutia obișnuită. În liniile lungi câștigăm mai mult decât în viraj. Ai piesă aici? Da. Bun. Dă-mi inelarea de trei. Acesta este atelierul care pregătește mașini pentru competiții. 19. Acesta este un banc de încercări. Uitați aici panoul cu aparate de măsură și control pe care se pot urmări toate modificările motoarelor în funcțiune. Acum tocmai se pregătește o nouă mașină cu performanțe deosebite în vederea participării la raliuri. Inelarea de 17. Pe ecran se urmăresc unii parametrii ai motorului. Tovarășul Arghir, secretarul nostru de partid. Îmi pare bine. Și tovarășul inginer Aprigățeanu, pilot de încercare. Laura Oprișan. Și dânsa? Cine-i? Mă numesc Tea. Cu TH. Adică Tasica Pribeg. Dumneata mea de asculele? Hai. Hai încă o dată. Așa. Am controlat peste tot. Mașina cu numărul 13 e dispărută. Căutați în continuare. Da. Nici o mașină de concurs n-a văzut-o. Întrebați la stația meteo dacă elicopterul se poate ridica. 4. Dacă într-un sfert de oră n-ajung, sunt descalificați. A început să-mi fie și mie teamă. Să nu se fi întâmplat ceva. Da, mă tem și eu. Fișa de control. Da, da, meștere. Uitați-vă. Ușa nu merge. Capota tot așa. Uite.
Asta e. Lucru făcut de mântuială. De când a venit aici, lucrează de mântuială. E prost montat, uita, asta e. Dați-mi încoace. Scrie și pe fișa tehnică. Ce se întâmplă la punctul vostru? Uite, fișele de control sunt pline de nereguli. Uite, remedierile după program. Pe mine nu mă interesează ce fac aici. Asta am spus-o la tot. Dar voi nu țineți seama de oamenii talentați. Chestiile astea poate să le facă oricine. O să fiți penalizați cu toții. Și tu pune-te serios pe muncă și ai grijă cum te porți cu ceilalți. Da? Dani, nu e bine. Nu merge așa. Nu faci nimic. Vrea să lucreze numai acolo unde îi place. Vrea să fie pilot de încercare. Ca să fii un bun pilot de încercare, trebuie să știi totul despre mașini. Alo? Bună ziua. Vă rog cu tovarășa Maior Oprișan. Sărut mâna. Dan Tomescu la telefon. Am o rugăminte la dumneavoastră. Știu că e puțin cam târziu. V-aș ruga dacă puteți să faceți cumva ca mâine după amiază să veniți până la noi la uzină. De dumneavoastră depinde acum dacă vom putea realiza acest nou model. Tovarășul inginer și noi cei de la proiectare l-am pus pe hârtie. Acum rămâne să stabilim termenul de execuție și să alcătuim echipele de lucru. Aș vrea să întreb dacă la proiect se mai pot aduce îmbunătățiri. Bineînțeles. Despre ce este vorba? De pildă, la dispozitivul roții de rezervă. Este prea greu de manevrat. Uitați, eu m-am gândit la ceva mult mai simplu și mai eficient. Și propun, fiindcă tot o facem noi tinerii, să ne gândim la o culoare mai deosebită. Ceva metalizat. O vom studia. Dacă e mai bună, o aplicăm. Propunerile să le aduceți biroului UTC. Aș vrea acum să anunț echipele care vor lucra la noul model. Ele au fost alcătuite din cei mai buni muncitori. De la vopsitorie vor lucra cei care sunt acum în schimbul 2. Montaj, caroserie, accesorii, posturile 5, 8 și 10. Montaj mecanic, 7 și 3. Pilot de încercare, echipa va fi alcătuită ulterior de maestrul Arghir. Și eu? Pe mine nu m-a spus în niciun fel de echipă? Nu se poate. Dar vă știți cu toții că am rămas ore în șir după program la secția competiții și nu este un lucru ușor. De ce m-ați dat la o parte? Am crezut că ești un om matur, că înțelegi efortul nostru al tuturor de a face producții de calitate. Ori tu îi sfidezi pe toți. Pentru tine nimic nu e important decât ceea ce vrei tu. Eu vreau să fiu pilot de încercare. Hai să fii dacă ți-e atât de mult. Doar pentru asta trebuie să dovedești că oriunde lucrezi, pe orice post, faci treabă bună. Altfel nu vei putea seziza niciodată viciile unei mașini. Pe urmă trebuie să înveți să-ți ordonezi cunoștințele. Numai cu talent n-ajungi prea departe. Trebuie să studiezi serios. E? Ce zici? Crezi că se poate? Mulțumesc. Ședința s-a terminat. Unde pot fi? Nu știu. Aplicația e un pilot încercat, verificat în multe raliuri. Mi-e teamă pentru Tasica. Era frică să nu ne dezamăgească pe noi și pe cei din uzină. E prima femeie de la noi care participă la un raliu. Poate din atâta ambiție să fi greșit ceva.
fost selecționată. Nici nu s-a pus problema selecției, pur și simplu ne-a obligat să o acceptăm. Chiar așa? Chiar așa. Făceam probe cu mașinile de un concurs. Toată conducerea uzinei era în păr. Și după o lună de pregătire intensă, ieșisem cu mașinile să le testăm. Ei, nu e rău. Totuși aș încerca un alt reglaj la avans. Ce îmbunătățire ați făcut? Am modificat arhitectura camerei de ardere și am realizat un nou profil de camă. I-am îmbunătățit recordul. O să vedem după timpii pe care o să-i realizați. Tovarășe director, dați-mi voie să iau cu mine la probe și pe mecanicul care ne-a ajutat la pregătirea mașinii. Bine. Hai, repede. Adevărat, a lucrat cu voi? E, aproximativ. De ce nu vrei să recunoști că ai nevoie de a scoți ore în șir după program? Dane! Da. Mergi tu și... Da, vezi la vârf și te cronometrăm noi. Te iau de acolo. Hai, dă-i drumul. Ce vrei? Un timp extraordinar, tovarășe director. Cine? De unde ai răsărit, fetițo? De aici, din uzina. Asta a fost doar începutul. Pe urmă s-a propus să intre în echipă. Pe urmă... pur și simplu n-am mai scăpat de ea. Și acum gata să-i sprăvit? Vezi că rezist până la sfârșit? O să vezi.